Am vrut foarte tare după experiența de la Costinești, pentru că Gala Hop anul ăsta a revenit acasă. Acolo a început cu foarte mulți ani. Între timp am migrat un pic la Mangalia, dar s-a întors la Costinești. Am fost în juriu anul ăsta cu doamna Oana Pelea, cu domnul Radu Macrinici, cu Ada Milea, cu domnul director de la Timișoara și eu. Și am fost surprinși de calitatea excepțională a tinerilor actori care tocmai ieșiseră pe băncile facultății. Ne-a impresionat foarte tare și ne-a întristat foarte tare, pentru că acești tineri nu au unde să-și manifeste talentul, n-au unde să muncească, deși ei ar vrea. Teatrele sunt blocate, sistemul este intangibil la ora actuală, așa încât ei sunt sortiți eșecului. Și m-am gândit să aduc și în București acești tineri câștigători de la Gala Hop, să-i vadă și bucureștenii și să-i ajutăm cumva concret să se lanseze în meseria asta, pentru că dacă pierzi startul, e foarte greu să mai revii în breaslă, cum ar veni. Și invit oamenii, vă invit să veniți la Historia, care este vis-a-vis de Teatrul de Comedie, la Historia în pod, unde este un loc foarte drăguț, un pic atipic, dar și ei sunt atipici, și Gala Hop este atipică, și anul ăsta a avut în centru actorul ca spectacol, actorul spectaculos, pentru că trăim într-o perioadă foarte grea și actorul trebuie să știe să cânte, să danseze, să fie un actor bun, să toate calitățile să fie, să le aibă. Și vreau tare mult să-i vedeți. Să mergeți să-i vedeți. Sunt 5 zile de spectacol, 26, 1 noiembrie, 26 octombrie, 1 noiembrie, de la ora 9 seara, la Historia. Biletul costă doar 30 de lei. Acești bănuți trebuie să știți că ajung la copii, pentru că din asta putem să-i plătim, că eu n-am putut să asigur altceva. Sponsorii nu se omoară să plătească pentru actori și nici într-un caz pentru actorii tineri, care li se pare lor că tânăr egal non-valoare, doar dacă ai un nume s-ar să te sponsorizeze ca să aibă un ce profit de pe urma imaginii tale, dar în rest nu sunt mecena.